Patru persoane au ajuns la spital, două dintre ele grav rănite, iar două mașini au fost avariate. Acesta este bilanțul unui cumplit accident de circulație produs din cauza rafalelor de vânt. Accidentul a avut loc pe drumul Botoșani-Ștefănești. La un moment dat, din cauza vântului puternic, o tânără aflată la volanul unei autoutilitare a pierdut controlul acesteia și a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit într-o dubiță condusă de un bărbat de 45 de ani. În urma impactului, dubița a fost aruncată în șanț acolo unde s-a și răsturnat, în timp ce mașina tinere a fost grav avariată. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, șoferița și prietenul ei fiind răniți grav. La spital au ajuns și șoferul dubiței, dar și o femeie de 68 de ani care era pasageră.